Școlile sunt foarte bine, sunt reabilitate, sunt la un foarte bun nivel puse la punct. Avem condiții, avem cadre didactice, avem chiar și din Sălătuc foarte mulți care sunt locatari ai noștri, sunt profesori, învățători, am o relație deosebită cu cadrele didactice, dar pe timp ce trece, aș vrea ca și școala la Vălen, și acolo este făcută, dar aș vrea să o aducem la standardele europene, să facem și acolo o sală de sport pentru copiii de la Vălen, ca să aibă și ei unde să iasă iarna, că la noi iernile nu sunt așa ușoare, sunt ierni mai grele, că s-a întâmplat anul ăsta și n-a fost așa zăpadă, asta e altă treabă, dar nu putem miza că lucrul ăsta se poate întâmpla întotdeauna. Sunt și ierni foarte grele și atât dacă la Vălen sunt copii. Dacă sunt copii, trebuie să facem ceva pentru ei ca să le fie bine și lor și nouă și cadrelor didactice.